Graurul cântăreț A fost odată un graur care lua lecții de cântat de la sticlete în fiecare zi. Sticletele era un profesor bun, iar graurul un elev silitor. Așa că, într-o seară, animalele se adunară să-l asculte. Graurul început să cânte și îi înveseli cu trilurile sale pe locuitorii pădurii. Dar, într-o noapte cu lună plină, o privighetoare îi fermecă pe toți, mai mult decât graurul, cu cântul ei tulburător, plin de triluri dulci și triste. Graurul fu și el vrăjit. La sfârșit, toți o ridicară în slăvi pe privighetoare, ca pe o regină, pentru cântecul ei frumos. Graurul se întoarse rușinat la cuibul său. Cât de mult i-ar fi plăcut să cânte ca privighetoarea! În zilele următoare, se pregăti pe ascuns să imite trilul acela atât de diferit de al lui. Într-o seară, îi se păru că felul lui de a cânta se schimbase și îi invită pe toți să-i asculte concertul. Însă, când începu să cânte, animalele care cunoșteau cântecul său vesel fură dezamăgite și nu recunoscură în trilurile ce ieșeau din ciocul lui nici sunetele ginga și ale privighetorii. Încet, încet, începură să plece broasca, ultima rămasă strigă și ea. Destul! Și o zbughi cu o săritură. Bietul graur își dădu seama că rămăsese singur. A doua zi, deznădăjduit, zbură la sticlete. Unde am greșit, maestre?" îl întrebă trist. N-ai nevoie să imiți privighetoarea. O să-ți prindă bine lecția asta. Trebuie să ai încredere în cântecul tău, căci asta vor să audă prietenii tăi de la tine." Mulțumindu-i, graurul zbură spre cuibul său. Înțelesese că primim prețuire numai pentru ceea ce știm să facem foarte bine.